Deși mai sunt de jucat încă 5 etape din sezonul regular, CS Hunedoara a reușit deja calificarea în play-off-ul seriei a 7-a din Liga a 3-a de fotbal. În play-off se califică primele 4 clasate la finele sezonului regular, Corvinul având o diferență de 20 de puncte față de echipa de pe locul 5, Gloria Bistrița. Accederea în play-off s-a reușit după victoria de acasă cu 2-0 în fața celor de la Unirea Alba Iulia, penultima clasată. La pauză, scorul a fost alb, lucru care i-a cam iritat pe jucătorii Hunedoarei, care au avut o sumedenie de ocazii în prima repriză. Am discutat cu ei că au făcut lucrurile cum trebuiau să le facă contra unei echipe care au jucat cu 5 fundași pe linia de fund. Le-am spus unele aspecte ce trebuia să mai îndreptăm, dar le-am zis să aibă răbdare, că cumva deveniseră puțin frustrați că nu intra mingea în poartă. Le-am zis că e o chestiune de timp și asta s-a și întâmplat. Golurile victoriei Corvinului s-au înscris în primele 10 minute din repriza a doua, marcatori fiind Jairo și Simon. Antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim, declarându-se destul de mulțumit de jocul elevilor săi, dar satisfăcut pe deplin de obținerea celor 3 puncte. Posibil, multă lume s-a așteptat să fie mai ușor, dar dacă ne uităm la ultimele meciuri ale Alba Iuliei, au pierdut greu. Au făcut și un rezultat 2 de egalitate. La Cugir au pierdut la fel 2-0 în deplasare. S-au închis foarte bine prima repriză, dar am dominat, eu zic, am dominat cap-coadă acest joc și victoria putea fi la diferență mai mare, dar mă bucură victoria până la urmă și cele 3 puncte. Pe viitor, antrenorul Corvinului așteaptă din partea jucătorilor săi mai multă eficacitate la fazele fixe, care pot desface o apărare supraaglomerată, așa cum a fost și cazul celor de la Alba Iulia. Sunt momente când poți debloca un astfel de joc. Am avut încă 3-4 cornere, nu zic că nu le-am abordat bine sau nu am atacat, dar avem calitatea necesară și a executantului și a celor care așteaptă centrarea să scoate mai mult din fazele fixe. Hunedorenii sunt lideri în serie cu 32 de puncte, cu 5 mai mult decât următoarea clasată, Metalurgistul Cugir, virtual calificată și ea în play-off, și cu 8 în plus față de Unirea Ungheni, care completează podiumul. Corvinul va juca etapa viitoare în deplasare la Gloria Bistrița, formație cu 17 puncte, la 4 de ultima poziție de play-off, ocupată de Viitorul Cluj. Meciul dintre Bistrița și Hunedoara se va juca sâmbătă 27 noiembrie, începând cu ora 14, și dacă nu se vor ridica restricțiile sanitare, așa cum s-a anunțat, partida se va disputa tot fără spectatori, așa cum se întâmplă de o lună încoace.